Întronizarea de episcopi ori de înalți ierarhi a devenit o constantă a vieții ortodoxe bisericești din ultima perioadă. Astfel, după înalt preasfinția sa Laurențius Treza, mitropolitul Ardealului, înalt preasfinția sa Bartolomeu Anania, întâi stătător al scaunului mitropolitan de Cluj, Alba, Crișana și Maramureș, și după preasfinția sa Lucian Mic, păstor al eparhiei Caransebeșului, a venit rândul preasfințitului Ambrozie Meleacă să fie instalat în scaunul eparhial al Giurgiului. Ca de fiecare dată, la un astfel de eveniment, soborul de arhierei, preoți și diaconi l-a avut în frunte pe preafericitul părinte Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. De altfel, întâi stătătorul bisericii noastre ortodoxe este legat sufletește de acest loc. Pe vremea păstoririi, vrednicului de pomenire, patriarh Justinian Marina, episcopul vicar de atunci, Teoctist Arăpașu, participând la un seminar special consacrat vocației preoțești. În prezența autorităților locale și a numeroși credincioși, a fost săvârșită slujba vecerniei. La sfârșitul ei, preafericitul părinte Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit din partea primăriei cheia orașului Giurgiu, precum și titlul de cetățean de onoare al municipiului de pe malul Dunării. În altele fețe bisericești s-au deplasat apoi la centrul eparhial. Aflat în stadiu final, lucrările de amenajare constituie expresia eforturilor depuse de preasfinția sa Ambrozie și de colaboratorii săi într-un timp foarte scurt, eforturi care au fost apreciate în mod deosebit de către preafericitul părinte Teoctist. În acest moment, cu mare bucurie și mulțumirea recunoștință bunului Dumnezeu că ne-a ajutat. Acești minunați credincioși ai noștri, fie că sunt pe treptele bisericii în genunchi la icoană, fie că sunt la primărie, sunt în alte rosturi, dar sunt în același timp pătrunși de rostul și rolul bisericii noastre și ei ne-au ajutat să avem acea condiții ca noi să putem să ne organizăm spre cinstea bisericii și a țării noastre. Motivele care au stat la baza înființării Episcopiei Giurgiului sunt de natură pastoral-misionară. S-a considerat că un teritoriu cu un trecut istoric remarcabil, cum este cel al Vlașcăi, are nevoie de un ierarh care să păstreze vii în inimile locuitorilor adevărurile de credință. Statutul de raia pe care Giurgiul a avut vreme îndelungată nu a dus la o slăbire a credinței ortodoxe în acest ținut. Giurgiuvenii au rămas în marea lor majoritate creștini ortodoxi, iar nevoia de a avea un episcop s-a manifestat prin repetatele demersuri pe care cele două protopopiate de nord și de sud le-au făcut către Patriarhia Română în vederea constituirii unui centru eparhial. Acum, după 6 ani de la înființarea ei, eparhia are un păstor în persoana preasfinției sale Ambrozie Meleacă. Ce așteptați de la preasfințitul episcop Ambrozie? De la preasfințitul episcop Ambrozie așteptăm să fie la fel de bun cum a fost și la București, să fie la fel de îngăduitor cu enoriașul și să-i îndrepte pe calea cea bună. Sper să facă mai multă ordine, să introneze mai bine în școală, în special la elevi, religia, să învețe mult mai multe lucruri de religie, să fie mai credincioși, mai ortodoxi, că așa cum a afirmat și Sfântul Părinte Teoctist, că tineretul astăzi e puțin debusolat, doar că nu s-a pronunțat, este puțin debusolat și că trebuie mult mai multă atenție să le dăm acestor tineri. Suntem siguri că va fi un bun organizator în plan bisericesc, că va reorganiza viața bisericească aici, va întări ceea ce este, pentru că este foarte mult și cred că va da un plus de valoare, astfel teritoriului acesta care, cum s-a spus, din vechime a fost un teritoriu plin de cultură și de istorie. Se cuvine ca episcopul să fie fără de prihană, ca un iconom al lui Dumnezeu, neîngânfat, nu grabnic la mânie, nedat la băutură,
pașnic, nedoritor de câștig urât, ci iubitor de străini, de bine, înțelept, drept, cuvios, cumpătat, ținându-se de cuvântul cel credincios al învățăturii, ca să fie destoinic și să îndemne la învățătura cea sănătoasă și să mustre pe cei potrivnici. Îndemnurile adresate de Sfântul Apostol Pavel, ucenicului său Tit, în epistola care-i poartă numele, au constituit, ca să spunem așa, motoul slujbei de întronizare, care a avut loc în cadrul Sfintei Liturghii de la Catedrala Adormirea Maicii Domnului. Arhiplină, catedrala a constituit dovada vie a nevoii pe care giurgiuvenii o au vis-a-vis de un păstor care să-i îndrume pe calea mântuirii. Hotărârea Sfântului Sinod privind alegerea preasfinției sale Ambrozie ca eparhiot al Giurgiului a fost confirmată de către președintele României, domnul Traian Băsescu, prin decretul de recunoaștere care a fost adus la cunoștința autorităților ecleziale de către domnul Bogdan Tătaru Cazaban, consilier prezidențial pe probleme religioase. Preasfințitul Vincențiu Ploieșteanu a dat la rândul citire gramatei patriarhale de întronizare, semnată de preafericitul părinte patriarh Teoctist. Președintele României decretează articol unic să recunoaște preasfințitul Ambrozie Meleacă în funcția de episcop al episcopiei Giurgiului. Semnează președintele României Traian Băsescu. Măritul Colegiu Electoral Bisericesc, convocat de noi la 8 februarie 2006, în Palatul Patriarhiei din București, a ales între candidații desemnați de Sfântul Sinod pentru postul vacant de episcop al episcopiei Giurgiului pe preasfințitul episcop vicar patriarhal Ambrozie Sinaitul, care s-a arătat vrednic de această chemare prin alegerea și îmbrățișarea cinului monahal în vata de treire duhovnicească a mănăstirii Crasna din județul Prahova, primăturisirea și împlinirea credinței noastre strămoșești prin pregătirea teologică dobândită în Facultatea de Teologie din București și la Facultatea de Teologie din Salonic, Grecia, unde a și obținut și titlul de doctor în teologie. Preasfinția sa, Ambrozie Meleacă, este un ierarh tânăr, dar cu experiența necesară pentru a conduce o eparhie. Nu doar pregătirea teologică aprofundată prin obținerea titlului de doctor al Universității din Tesalonic, ori aptitudinile duhovnicești cultivate de către mentorul său spiritual, preafericitul părinte patriarh Teoctist, îl fac apt pentru o astfel de misiune, ci și calitățile de bun chivernisitor al treburilor bisericești, pe care preasfinția sa le-a manifestat încă de pe vremea când era stareț la schitul Darvar din București. Restaurarea acestui monument istoric a constituit de altfel unul din motivele pentru care preasfințitul Ambrozie a fost numit la 4 octombrie 2000 episcop vicar patriarhal. În această calitate a fost încredințată de către Sfântul Sinod conducerea sectorului comunității externe, a sectorului patrimoniu cultural național și a biroului de pelerinaje al Patriarhiei Române. Ceremonia instalării de astăzi are pentru mine și o latură personală, dacă vreți. Pentru că în urmă cu 10 ani de zile mă puneați stareț la schitul Darvar din București, la sărbătoarea Sfintei Maria Egipteancă. Astăzi este prezumită Sfânta Maria Egipteancă, un model de uneștelepță al pocăinței. În acest an, sărbătoarea Sfintelor Paști cade la ziua prezumirii Sfântului Mare Ucenic Gheorghe, ocrotitorul episcopiei noastre, blazonul episcopiei noastre, icoana Sfântului Mare Ucenic Gheorghe, cârja pe care mi-ați încredințat-o, care și ea poartă icoana Sfântului Mare Ucenic Gheorghe. Întronizarea mea ca episcop în această duminică premergătoare acestei mari sărbători mulțește bucurie de a mă afla în mijlocul dumneavoastră a credincioșilor din Giurgiu pentru a urca împreună spre Golgota Păstorului Ceresc, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Se cuvine să adresăm așadar în numele clerului și a tuturor credincioșilor din cuprinsul noi eparhiei, precum și al nostru personal, adânci mulțumiri preafericitului sale Părintelui Patriarh Teoctist, membrilor Sfântului Sinod, care au înființat această episcopie, adunării
naționale bisericești și colegiului bisericesc pentru înalta lucrare de bine și de lumină ziditoare și să-i încredințăm că Episcopia Giurgiului Iubiți Credincioși și distinși membrii ai adunării parhiale a Giurgiului va fi un loc românesc binecuvântat de statornicie și de legătură cu bisericile ortodoxe surori, cu cele sub-numărele special și că va dăinui și va spori în împlinirea menirii sale firești de trăire spirituale și de comunicare frățească în aceste vremuri de participare a României și a Ortodoxiei românești la plămădirea unei unități europene ce nu se poate alăbui și care nu poate dăinui rămânându-și consecventă sieși decât prin vocația afirmării valorilor sale perene și a comuniunii pentru creștinătate. Desemnarea Preasfinției sale Ambrozie la 8 februarie 2006 de către Colegiul Electoral Bisericesc ca întâi stătător al Eparhiei Giurgiului constituie așadar o încununare a muncii pe care acest vrednic ierarh a depus-o în folosul bisericii. Misiunea ce a fost încredințată nu e deloc ușoară, mai cu seamă că Giurgiu este o eparhie săracă, iar cerințele sunt multiple. Comandat Preasfinției sale Ambrozie acum la început de drum în misiunea pe care i-ați încredințat-o? I-aș recomanda să continui acum începutul acesta care e dătător de nădejde și de bucurie, să-l continui din toată inima. Se vor ivi și greutăți, că avem și greutăți. Dar noi le biruim cu credința în Dumnezeu și cu dragostea de astăzi și Biserica Mântuitorului Iisus. Thank you.